Nu să fie show, evident. Eu sunt frumoasă sau sunt deșteaptă? În principiu, pentru show-uri se plătește un pic mai scump. Dacă fiecare om care a vrutat a participat la vreun training sau a ascultat vreun material video sau audio, 100% ar absorbe și ar implementa, miliardari trebuie să fie toți de mult. Dar nu sunt. Pentru că la sfârșit, în momentul în care el trebuie să spună: și acum, stimați colegi, iată contractele, haideți semnăm, dar eu, haideți semnați aici, ei nu au curajul să facă treaba asta. Și el se transformă din proces de vânzare în proces de informare. A fost super, a fost interactiv și așteptările au fost atinse. A fost foarte mult conținut și cred că cel mai important lucru care într-adevăr s-a simțit pe parcursul acestor două zile, abordarea, aș numi eu, business-ul ideal a training-urilor și a, pe care probabil că ar trebui să o abordeze fiecare trainer în ce face. Pentru a trece la un nou nivel, pentru a-și perfecționa și recapitula informația care deja o dețin și să meargă înainte, sigur, în direcția trenerului. Participanții care au fost vin din diferite domenii, de la care am învățat multe lucruri și chiar lucruri noi pe care nu le cunosc. Visul fiecărui rob nu este să devină liber, este să devină tiran. Că de straniu asta n-ar părea. Oamenii rezonează de obicei și pleacă din evenimente în care nu există un test doar cu ceea ce le este cunoscut lor sau le este aproape de suflet până la a veni la voi. M-a impresionat anume faptul că nu a fost o comunicare între profesor și cel care ascultă, ci cu adevărat un schimb de experiență, unde fiecare a avut posibilitatea să se expună. De asemenea, modul în care au fost expuse cele anunțate în deschiderea trainingului și iarăși modul în care fiecare a putut să se manifeste în cadrul acestuia. Foarte accesibil, simplu pe înțelesul tuturor. Nu tot se nasc trainer, dar fiecare ar putea deveni trainer sau ar putea crește până a deveni un maestru. Capitolul întrebări-răspunsuri, voi nu odată v-ați trezit cu faptul că aveți o întrebare din sală, omul a adresat întrebarea și răspunsul nu-l aude. Nu-l aude în sens, nici nu e atent la voi. El a adresat întrebarea și începe vorbi cu colegul. Ați avut așa situație? Ăsta este momentul lor de glorie. Ei au nevoie de importanță. Tu trebuie să-i dai de înțeles că întrebarea lui e o valoare, dar ea n-are cum să aibă o valoare dacă tu îi răspunzi prin da sau nu. Aveți tendința să schimbați lucruri. Gata, de mâine mă apuc de site, de mâine fac branding, de mâine fac training-ul. Dar o să aveți și pe cei care o să vă spună: șez măi cu minte, tu nu știi unde trăiești, în Moldova. Nu e posibil asta așa ceva. Cum să câștigi atâția bani sau cum să-ți schimbi așa tu viața? Ei o să vrea să stea în zona lor de confort, dar voi dacă aveți alte scopuri, atingeți-vă.